18:46 spune: trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-L binecuvântăm pe Domnul prin cântare. Tată, te slăvesc, te ador și îți mulțumesc. Fii glorificat în veci de veci. Începem cu rugăciune, momentele de rugăciune din această dimineață și să cerem binecuvântarea Domnului peste noi cei de aici și cei care nu sunt cu noi astăzi. Doamne Dumnezeu nostru, ce mare este numele Tău pe întreg pământul! Glorie numelui Tău, Doamne! Slăvit să fii Tu, Doamne! Spunem și noi, cum a spus psalmistul, mărim numele Tău și binecuvântăm numele Tău. Ești stânca mântuirii noastre, slăvit să fie și glorificat să fie acest nume minunat în care ne adunăm astăzi. Doamne, te rog, lasă binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi astăzi și ai lăsat-o deja, Doamne, pentru că ne-am trezit la această lumină binecuvântată a zilei. Am alergat la casa Ta și ne întâmpini cu laude și noi te întâmpinăm cu laude, cu glorie și slavă pe care ți-o aducem din inimi curățite prin sângele Domnului Iisus Hristos. Lasă ca cuvântul vestit aici și oriunde copiii Tăi se strâng în această zi să aibă impact în viețile noastre, să aibă o rezonanță puternică în inimile, mințile noastre, astfel încât să trăim pentru Tine, cu Tine în această lume și odată să fim cu Tine în veșnicie. Amin. Frați și surori, celebrăm ziua Tatălui astăzi, dar mai mult celebrăm ziua Tatălui nostru pe care îl putem numi Ava, adică Tată, mărit să fie numele Domnului. Și vreau în această dimineață să citim un pasaj scurt din cartea minunată a Sfântului Iov. Cartea Iov, vom citi versetul 1 până la versetul 5 din capitolul 1. Iov, capitolul 1, versetul 1 până la 5, versete foarte cunoscute de fiecare. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete.
Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un număr foarte mare de slujitori și omul acesta era cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe celelalte trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după trecerea zilelor de... După ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață, aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Ocupăm locul și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Binecuvântat fii, o Doamne, cel ce ai fost, ești și vei fi în veci. Binecuvântat, fii, o Doamne,
Mărire Domnului? Mărire Domnului? Pe așa. Trebuie să spunem lucrurile acestea din toată inima noastră, dacă credem lucrurile acestea. Dragii mei, în ultimii ani am experimentat o presiune mediatică acută cu scopul de a denatura și de a deforma înțelegerea despre familie, așa cum a creat-o Dumnezeu. Asistăm, din păcate, la feminizarea bărbaților și la masculinizarea femeilor. S-a dorit lucrul acesta ca să compromită creația lui Dumnezeu, așa îmi spune sau așa ar spune unii, dar ținta reală, de fapt, a fost compromiterea lui Dumnezeu, compromiterea directă a celui care a creat totul și a creat și familia. În 1910, pe iunie 19, națiunea americană celebrează pentru prima dată ziua tatălui. În 1972, Father's Day devine alături de Mother's Day zile oficiale, devin zile oficiale în care mamele și tații sunt onorați de întreaga națiune. Din păcate, dragii mei, și nu știu dacă ați observat, sunt sigur că ați observat, luna iunie devine și luna LGBT, LGBT Pride Month. Președintele Bill Clinton în 1999 recunoaște această sărbătoare oficial și o numește Gay and Lesbian Pride Month. Barack Obama proclamează luna iunie ca fiind LGBT Pride Month, iar Joe Biden continuă și extinde LGBT la LGBTQ+, Pride Month, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer. Și Dumnezeu mai știe câte litere și câte semne ori mai urma după lucrurile acestea. LGBTQ își extinde agenda în instituții publice, în instituții educaționale, în mediile de business și, din păcate, chiar și în instituțiile religioase. Observăm parada politicienilor gay, a profesorilor gay, a președinților de companii gay și, din păcate, a clericilor, a preoților și a pastorilor gay. Nu știu dacă ați citit comunicatul fratelui Viorel Iuga. Eu n-am Facebook, dar am văzut pe YouTube cu privire la păcatele păstorilor baptiști din Austria. Aș vrea să-l ascultați. Am citit câteva versete din cartea aceasta binecunoscută, Iov, și pentru că este ziua tatălui, am stat personal înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce vrei de la mine ca și tată? Sunt tată de atâți ani, am 4 copii care mă strădui, nu perfect, știu lucrul acesta, să învăț calea Domnului, dar ce dorești de la mine într-un timp ca acesta, într-un timp în care gurile ni se închid, ca să mai vorbim de Tatăl nostru, de Ava, de Dumnezeu, nu mai vrea nimeni să asculte lucrul acesta, părem învechiți, părem outdated, părem că nu avem destulă educație când vorbim despre Dumnezeu. Și totuși, ce dorești de la mine, Doamne, atunci când mă raportez la copiii mei? Și nu cred că există multe exemple minunate în cartea lui Dumnezeu, dar Iov, din nou m-a străpuns cuvântul pe care l-am citit și aș vrea să spun două lucruri foarte simple. Pentru cei care suntem tați astăzi aici, iar pentru cei care aveți copii, care sunt tați, puteți foarte ușor să vă rugați ca lucrurile acestea pe care astăzi le-am citit și le vom discuta, Dumnezeu să le aplice în viața noastră și în viața lor. Amin? Am rămas profund impresionat de faptul că Iov poartă un nume destul de ciudat. Eu cred că cunosc o singură persoană, știam la Lugoj, la biserică, pe care îl chema Iov. Dar nici nu-l strigau așa. Și nu știu dacă știți, dar denumirea de Iov e o denumire așa de ciudată. Dacă ar fi să traduci cuvântul Iov, nu-i ceva plăcut, nu-i ceva frumos. Și am găsit că
Iov, cuvântul acesta înseamnă persecutat, dușmănit, urât. Urât nu în sensul fizic, ci urât de oameni. Și m-am gândit, oare părinții lui s-or fi gândit când i-au pus numele acesta, s-or fi gândit că de fapt chiar așa o să ajungă acest Iov, o să ajungă persecutat, o să ajungă dușmănit, pentru că oricum omul acesta la care versetul 3 când îl citești, și mie m-ar place să citesc versetul 3 știind că am și eu lucrurile acestea, poate voi sunteți mai smerit și nu le-ați vrea, dar eu le-aș vrea să le am, sincer. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgăriți. Ați vrea să aveți lucrurile acestea? Nu? Wow! Eu aș vrea să le am. Eu aș vrea să le am. Dar nu discutăm despre asta. Dar vă dați seama să te numească părintele tău. Măi, dușmănitule, dușmănitul, hai la masă. Măi, urâtule de oameni, hai să facem ceva, hai să mă ajuți. Măi, persecutatule, nu știu, nu m-aș gândi niciodată să pun numele acestea copilului meu, dar se pare că părinții lui au știut ceva. Oricum, Iov acesta mă surprinde ca și tată și mă surprinde într-un mod extraordinar. În primul rând că în acest pasaj Dumnezeu alege să evidențieze niște calități ale lui Iov pe care noi, din punct de vedere omenesc, cu care noi nu am începe. Dacă citesc versetul 3 și mă uit la partea B a acestui verset, spune acolo: și omul acesta era cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. Ca și oameni, dragii mei, pentru noi personal, ca și tați, ca și bărbați, dar și pentru copiii noștri, noi am vrea să fim de vază. Să spună: mă, ce om de vază e ăla. Nu știu dacă te-ai evidențiat vreodată ca să fii un om de vază. Eu nu m-am evidențiat să fiu un om de vază nici în Algancuin, nici în Lugoj, unde am stat, nici aici în Chicago, nu-s de vază nici unde. Și totuși, Dumnezeu, vedeți, important să subliniem gândul acesta, Dumnezeu pentru tați are un loc unde ei vor fi sau ar trebui să fie cei mai de vază. Știți unde este locul acesta? Locul bărbaților, al taților, unde ar trebui să dorim să fim cei mai de vază. Și aici îmi spun ca un om care am făcut câtă școală am putut, cât m-au trimis părinții, cât am putut. Și e bine să vrei să ai vază la lucru, e bine să fii bine văzut, e bine să ajungi, să faci ceva, e bine să fii cunoscut. Slavă Domnului pentru cei care pot să facă lucrul acesta, dar aș vrea să subliniez de ziua Tatălui că există un loc cel mai potrivit, cel mai extraordinar loc în care noi tații ar trebui să fim cei mai de vază. Și el ar trebui să fie locul caselor noastre, familiilor noastre. Amin? Gândul acesta m-a frământat pentru că știu că de cele mai multe ori la lucru, chiar dacă, să zic, fac jobul cel mai bine, tot nu sunt bine văzut. În biserică, chiar dacă te străduiești să faci ceva bun, nu mulțumești pe toată lumea și nu toată lumea e încântată de ceea ce faci. Dar când mă duc acasă, în comunitate, în neighborhood, unde mă știe lumea, s-ar putea să nu aprecieze lumea ceea ce sunt, ceea ce fac. Dar când mă duc acasă, sunt patru perechi de ochi care se uită și aș vrea acolo, prin îndurarea lui Dumnezeu și prin mila lui, să fiu un om de vază în familia mea. Aș vrea ca toți bărbații, toți tații, toți copiii dumneavoastră care sunt tați, să fie bărbați de vază în casa lor. Amin? Și îmi place că Dumnezeu evidențiază două lucruri la care noi nu ne-am gândit, pentru că noi ne-am gândit la cei 7.000, la cele 7.000 de oi, la cele 3.000 de cămile și așa mai departe. Și acolo este, în general, focusul nostru ca oameni. Dar Dumnezeu alege să evidențieze în viața acestui tată două lucruri extraordinare. În capitolul 1 spune: și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. În această zi a taților, când de fapt definiția unui tată este atât de pervertită încât nici nu mai știi ce să crezi, nu pentru noi, ar trebui să fie foarte clară. Dar dacă stai de vorbă cu oamenii și întrebi: ce e la un tată? În scurt timp îți va spune că și un animal poate să fie tată. Credeți-mă ce vă spun. Atât este de pervertită definiția aceasta, dar în aceste timpuri
Mă rog ca Dumnezeu să găsească în noi tații și să evidențieze două lucruri. Oameni fără prihană și oameni curați la suflet. Amin? Îmi place că Dumnezeu nu evidențiază statutul lui Iov social, ci Dumnezeu evidențiază statutul lui spiritual. Doamne, ridică bărbații și tații din biserica aceasta, din familia aceasta lărgită a noastră. Ridică-i, Doamne, la un statut spiritual la care poți să spui și de ei. Aceștia sunt copiii mei fără prihană și curat la suflet. Amin? Chiar dacă statutul meu sau statutul tău social nu ne evidențiază cu ceva, așa cum am spus, există locul unde ar trebui să ne evidențiem cu ceva și acele este familia în fața copiilor noștri. Ca și tați credincioși, nu-mi doresc mai mult pentru mine și pentru cei care sunt ca mine, decât să ne evidențăm cu aceste calități spirituale ale lui Iov, fără prihană, curat la suflet. Dar pentru asta, și eu și tu, trebuie să facem ceva. Vezi, lucrurile acestea nu vin de la sine. Pentru asta trebuie să facem ceva și versetul întâi completează. Cum a ajuns omul acesta fără prihană și curat la suflet? Cum? Spune aici, Iov se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dacă vrei ca în fața copiilor tăi și dacă vreau ca în fața copiilor mei, definiția unui tată credincios să fie un om fără prihană, un om curat la suflet, trebuie și eu să fac ceva și trebuie să înceapă cu temerea mea de Dumnezeu. Domnul să ajute toți tații să se teamă de Dumnezeu. Amin? Când vorbește Biblia de temerea de Dumnezeu, în Eclesiastul 12:13 și apoi Deuteronom 10:12, sunt niște texte frumoase pe care aș vrea să le las. Mă apropii de încheiere. Eclesiast 12:13 spune să ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor. Oricât învățătură ar fi, oricât ai citi, oricât educat ai fi, oricâte diplome ai avea, și toate lucrurile acestea sunt bune. Dacă le poți face ca la urmă să-i dai slavă lui Dumnezeu, sunt lucruri extraordinare și sunt oportunități pe care Dumnezeu ni le scoate înainte. Dar spune aici, să ascultăm deci încheierea tuturor învățăturilor, adică nu mai există nimic. Nu mai încerca să mai citești o altă învățătură, nicio altă carte, aici se încheie totul. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Doamne, ajută bărbații din această generație să înțeleagă această învățătură a încheierii învățăturilor, a tuturor învățăturilor, că aceasta este teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin. Deuteronom 10:12, un text extraordinar. Acum Izraele, și aici te rog frumos, bărbatule, tată, dar și soră și mamă, poți să-ți pui nume. Acum și pune-ți numele tău. Ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin. Și ultima învățătură pentru tații din generația noastră, tații din ziua de astăzi, când lucrurile sunt cumplit de confuze și se doresc a fi așa, să ne abatem de la rău. Cuvântul Domnului în 1 Corinteni 6:18 ne dă o învățătură foarte frumoasă. 1 Corinteni 6:18 spune aici, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Dragi tați, n-ar trebui să ne ascundem și dragi viitori bărbați, tineri, băieți, nu trebuie să ne ascundem de lucrurile acestea. Este ceea ce dorește diavolul, este cursa diavolului pentru fiecare dintre noi să cădem în acest păcat al curviei. Și spune aici, fugiți de curvie. Când spune că Iov se abătea de la rău, eu cred că a fugit și de acest păcat urât de curvie. 1 Corinteni 6:18, Romani 6:12 și 13, o altă învățătură frumoasă pentru tați, Romani 6:12-13. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Și 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați
și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin. Este minunat că Dumnezeu ne vorbește fiecărui bărbat, fiecărui tată în această dimineață să fugim de păcat, pentru că așa vom putea fi neprihăniți, să ne abatem de la rău. Și acum aș vrea să citesc un pasaj mai lung și cu asta voi încheia. Romani 1, de la 22 la 32, știți textul acesta? Romani 1, de la 22 la 32. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ferească pe toți tații creștini, credincioși, de ceea ce Romani, apostolul Pavel, scrie aici: s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și noi ca și tați ne putem făli că suntem înțelepți, dar putem să luăm pe o cale fără întoarcere. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Aviz celor care își pun cercei peste tot, celor care își fac tatuaje peste tot, celor care intră în sistemul acesta de curvie al trupului LGBTQ, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și ne uităm la bărbat și bărbat care își cresc copiii, femeie și femeie care își cresc copiii și iau o familie binecuvântată. Și sunt căsătoriți în biserici de pastori gay. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, adică s-au depărtat de la legea lui Dumnezeu. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. 29. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaci, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac aceste lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Doamne, îndură-te de generația aceasta. Amin? Dragii mei, să nu se îndure Dumnezeu doar de generația taților, să se îndure Dumnezeu de generația celor care vin după noi. Avem aici băieți și bărbați care sunt crescuți în teoria aceasta idolatră, în teoria aceasta LGBTQ. Mi-aduc aminte când m-am dus cu Daniel prima oară să meargă la liceu, nu la liceu creștin la care am mers, am fost la un liceu de la noi din Algonquin. Primul lucru care l-am văzut acolo în sala de sport au fost booth de LGBTQ clubs. Asta e primul lucru care o școală, o instituție educațională mi l-a pus în față. Primul lucru. Am și ieșit de acolo imediat, am spus aici, în niciun caz. Deci, dragii mei, pericolul este mare și pentru noi ca bărbați, tați la vârstă de 40 și așa mai departe, până când Domnul ne cheamă acasă, este pericolul să fugim de legea Domnului, să ne credem singuri înțelepți. Și aș vrea ca bărbații de astăzi să spună: Doamne, vorbește-ne prin cuvântul Tău, înțelepțește-ne prin cuvântul Tău, învață-ne din acest cuvânt al vieții, ca noi să fim o lumină și să fim de vază în fața copiilor noștri. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Ne rugăm pentru tații de aici, ne rugăm pentru tații din familiile dumneavoastră, ne rugăm pentru tații de pe întreg pământul, ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i păstreze prin cuvântul Lui și în harul Său. Amin. Amin. Și am putut să
Amin. Pentru el. Mulțumesc pentru copiii lui care urmează pe tatăl nostru. Amin. Pentru că o bucurie pentru noi. Pentru că eram dat să-ți feriat pentru mine copiii în care îi avea așa pe cel și să descoperăm Biblie și cu eu în și cere nouă față de moștenitori. Dar în sfârșit, sau doar să mine, în exemplu, de tot, moștenitori. Mulțumim pentru ei. Acum e să rog să te trezești. Amin. Se vădește și rău, se vădește și cele de care îi urmează de fiecare pas și în același timp ei se plinge oameni care se călătesc și ei toate la rău. Amin. De colegilor. Amin. Chiar și învățătorii lui, profesorii lui. Și să avem și curaj să spună voia ta și legile ta. Amin. Deci, cred că câteodată poate fi cu riscuri mari, dar la asta nu poate pe receptorii sunt în mare și tu poți să-i păzești în orice situație și în orice situație. Știi că viața noastră, viața nu e așa, singură, și noi nu socoteala de viața noastră și nu socoteala înaintea familiei noastre și înaintea vecinilor noastre și chiar nu, și la cei care sunt răi. Și ei ai nevoie de mântuire și ei ai nevoie de Dumnezeu să facem ceea ce ar ceea ce tu ceea ce vom vrea. Amin. Încă o dată îți mulțumesc pentru ziua, da. Slavă ție, Doamne. Pentru zile care vă rămână pentru ele. Glorie ție. Care vă rămână. Te rog atunci să ne păzești. Amin. Și să ne adevărată că timp nu se ocupă în continuare cu situație. Da. Sigur că aveți probleme, te rog atunci să fii probleme noastre. Și dacă te-am supărat cu ceva cum, nu știu, am impresia că pe dată vine un gând și până la niște visuri la și totuși vine un gând ca să-ți am o privire greșită despre tine, de aceea te rog pe mine, dar în același timp să nu lași ca Dumnezeu de acest să nu faci pe rog. Amin. Să fiu întotdeauna biruitură. Amin. Amin. Și în aceste clipe de dimineață venim înaintea ta, Tată bun, cu o mulțumire, pentru că ai lăsat în cuvântul tău de la început ca familia să fie dintr-un bărbat. Amin. Mulțumesc, Doamne. Mulțumim, Doamne, că ai copii ai tăi care trăiesc așa. Amin. Dar avem și exemple de ele. Ai milă, Doamne. De aceea ajută copiii noștri să trăiască în cuvântul tău. Amin, Doamne, așa te rog. Fiecare băiat. Te rog, Iisus. Să trăiască pentru slava ta. Aleluia. Dorim în familiile noastre ale credincioșilor să fie slăvit numele Tău. Aleluia. Că să ascultă acest lucru. Amin. Pentru cei care nu ascultă, Doamne, trezește și pe ei. Te rog, Doamne. Îndură-te, Doamne, de fiecare femeie, bărbat, care vrea să fie altfel decât sunt. Ai milă, Iisus. Tu le-ai creat așa cum trebuie să fie. Amin. Și au fericirea și bucuria în familie. Amin. Aceste ascultări. Așa e. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru băieții noștri. Hai, milă, Doamne. Familiile noastre. Să-i luminez. Să rugăm, Doamne. Și mai luminez în continuare până când ne vei lăsa pe copii. Da, Doamne Iisus. Ajută-ne să te slăvim pe tine. Amin. Încă mai ai bărbați și femei laudă care trăiesc după cuvânt. Laudă ție, Doamne. Lăudați să fii, amin, că ne ajungi și pe noi să ne rugăm pentru asta. Amin. Să ne rugăm pentru ca să se trăiască adevărul tău. Amin. Să spune multe și rele lucruri și despre creștini. Dar îți mulțumim că tu vei schimba toate situațiile. În numele Domnului Iisus. Vei schimba inimile. Ai milă. Viața lor, da. Și ne vei ajuta să ascultăm în întregime pe cuvântul tău. Amin. Îți mulțumesc că ne asculți. Glorie-ți. Mulțumesc că ne asculți rugile noastre. Îți mulțumim că în continuare ne vorbești. Da, Doamne, te rog. Nu că slăbim bărbatul, dar te slăbim pe tine. Amin. Că ai lăsat lucrurile. Așa e, Doamne. Slăbiți. Te binecuvintez pentru toate. Glorie-ți. Fiu și Amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru ziua asta. Slavă ție. Și mulțumesc că ne-ai dat un tată. Amin. Și mulțumesc că ne-ai dat biserica și eu. Și te rog, poți să fii.
Amin. Slavă ție, Domnule. Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Slavă ție. Amin. Tată, te slăbim din toată inima că suntem în casa ta și nu în altă parte. Te slăbesc că bătrânii noștri sunt aici. Slavă ți-e. Ai dat atâta putere încât pe picioarele noastre am ajuns la casa. Slavă ți-e. Aici unde se vestește cuvântul adevărului. Slavă ți-e. Aici unde simțim o mireasmă a Duhului Tău cel Sfânt în noi. Îți mulțumim că de dimineață ne îndemn la temere de Tine. Amin. Pe toți. Cred că e ziua taților astăzi. Suntem îndemnați toți să ne temem de Tine. Amin. Tot răul care, în care zace lumea asta vine din faptul că oamenii nu se tem de Tine. N-au credință în Tine. Doamne, aș putea jura că ce scrie în Biblie, dacă împlinim, este fericire adevărată. Chiar aici, în valea umbrelor morții, cine împlinește cuvântul vieții, are parte de fericire. Amin. Dar iartă-ne, Doamne, că nu putem. Cel rău se interpune între noi și Tine. De aceea strigăm la Tine, ajută-ne, Amin, Doamne. Ajută-ne, Doamne, că nu putem să împlinim voia Ta. Duhul Tău cel Sfânt este puterea care ne face biruitori în ispită. De aceea invoc numele Tău cel mare. Dă Duhul Sfânt tuturora dintre noi. În special prin ziua taților, dă Duhul Tău cel Sfânt în plinătatea Lui băieților, bărbaților. Doamne, vorbește-le! Tu ai creat după chipul și asemănarea Ta. Le-ai dat responsabilități enorme. Copiilor, țintesc spre taților. Doamne, te rog, conștientizează-i astăzi. Amin. Ai făcut-o și în alte dăți și o vei face și astăzi. Știu și îți mulțumesc. Conștientizează-i ca o mare răspundere înaintea Ta. Amin. Dacă nu vor câștiga alte suflete pentru împărăția Ta, vor da socoteală de copiii care au crescut sub mâna lor. De aceea insist la Tine, Doamne, dă înțelepciune bărbaților. Te rugăm, Doamne. Dă-le Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Nu numai ca o întărire a credinței. Dă-le putere, Doamne. Dă-le Amin. Putere să iubiască. Amin. Să aibă pace în familiile lor. Să fie Amin. Buni. Îndelung răbdători. Amin. Doamne, Tu-i cunoști pe fiecare. Eu încredințez în mâna Ta. Și te rog, lucrează la inima taților. Te rugăm, Doamne. Ei au responsabilitatea cea mai mare. Poate să uită către noi, femeile. Vai, în vase slabe. Noi ne străduim, Doamne, dar din mâna lor vei cere chiar responsabilitate față de soțiile lor. Ajute să înțeleagă lucrul acesta. Amin. Îți mulțumesc frumos pentru cei care se îndeletnicesc cu cuvântul Tău. Da, există șansă, Doamne, pentru tații care citesc din cuvântul Tău. Doamne, dă-le foame. Amin. Foame și sete după cunoașterea Ta. Amin. Cum să se teamă de Tine un om care nu deschide Scriptura asta? Nu pot să înțeleg. Te rog, dă-le această foame. Cum au foame după internet, cum au foame după telefon. Doamne,
Amin. Și familiile lor vor fi în ordine, în ordinea care Tu pretinzi. Eu Te laud și Te slăvesc pentru că văd lucrarea Ta în mulți stați din biserici. Slavă și Te rog, lucrează la cei care stau nepăsători. Amin. Dar nu pot să Te las, Doamne, până nu cer și pentru împotriva acestui curent nenorocit care vor să strice, Doamne, familiile. Ai milă, niciunul dintre noi să nu fie cuprins de aceste păcate scârboase. Tu spui că sunt patim scârboase. Ai milă, Doamne. Dacă cineva e prins din neamurile noastre, ajută-ne să iubim și să le arătăm calea spre eliberare. Tu poți să eliberezi chiar și pe acești oameni. Lucrează, Doamne. Te rog, ai milă de bărbații și femeile din biserica Ta care lucrează la locuri de muncă diferite. Amin. Și se va cere, Doamne, o atitudine în față de acest păcat. Te rog, luminează-i Tu. Amin. Te rog să nu-i lași să se rușineze. Amin. Finalul nu e aici pe pământ, chiar dacă vom suferi fizic. Finalul va fi în fața tronului de judecată. Te rog, ajută-ne, conștientizează-i, să nu dea înapoi, să nu se vândă ușor, Doamne, te rog frumos. Amin. Să nu-și piardă anii care Te-au slujit cumva. Îți mulțumesc că vei lucra. Ai milă de copilașii aceștia care sunt aici. Învață-i, Doamne Dumnezeule, folosește mica părăție de a familiilor noastre, să învățăm pe copiii noștri calea Ta, Doamne, care va fi urmată, duce la fericire veșnică. Te rog, vorbește-le și copiilor. Amin. Vorbește-le de vreme și târziu. Dar vorbește. Niciunul să nu fie cuprins de lumea asta. Te rog. Mulțumim că lucra. Că știm că în cine ne încredem. Fii binecuvântat. Tată, Fiule și Duhule Sfânt, astăzi și în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim,
Amin. Amin. Și să învață fiecare generație, să te iubește. Amin. Îți mulțumesc pentru prilejul ăsta care m-ai dat. Îți mulțumesc în special pentru tine, pentru Tatăl nostru. Slavă Ție. Vreau ca să ne ajuți ca să ascultăm mai mult la, despre tine. Ajută-ne ca să citim Scriptura ta mai mult. Te rog. Amin. Să încheiem ora de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Vă invit să ocupați locurile, frații și surori. Domnul să vă binecuvinteze, fiindcă ați ales acest timp să îl petreceți în casa Domnului, închinându-ne împreună, având părtășie împreună aici, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în cuvânt, în cântare, în poezie, auzind cuvântul Său care ne poate desăvârși, ne poate mări credința și mulțumim Lui pentru, mulțumim Lui Dumnezeu pentru puterea aceasta care o dă bisericii sale. Slăvit fie numele Lui. Amin. Amin. Frați și surori, fiindcă este vorba de Dan și vreau să spun un sincer Happy Father's Day tuturor fraților și de ce nu Happy Mother's Day, pentru că Father's nu se poate să devii tată dacă nu, mai întâi este o mamă. Mama este, de fapt, cel care îi dă nume tatălui. Mi-aduc aminte atunci când a născut Valentina, cineva m-a sunat și mi-a pus întrebarea asta care, pur și simplu, te lovește ca un, nu știu, ca o piatră, ca și cum băț, ca o bâtă după cap. Ei, și cum e să fii tată? Urimen! Cum e să fii tată? De-abia, tocmai cu câteva minute în urmă a născut Valentina, nu știu cum e. Lasă-mă să ies din spital, lasă-mă după câteva zile și apoi îți spun cum e să fii tată. Dar mulțumim Domnul pentru acest nume de tată și îl avem, dacă astăzi ne numim tată, din cauza că avem o soție și avem copii și mulțumim Domnului că îi ține în paza Lui și El are grijă mai bine decât noi suntem în stare să avem grijă de copiii noștri. Vreau să, în același timp, să spun că adevărat e cuvântul acesta. Dumnezeu iubește mai tare pe copiii noștri decât noi suntem în stare să iubim. Și mulțumim Lui pentru aceasta. Iov este tatăl căruia îi pasă de copiii lui. Este un tată căruia îi pasă de copiii lui. Și unii s-ar putea să protezeze și să spună ce diferit e cu asta, ce vrei să spui cu asta? Vrei să spui că sunt tați căruia nu-i pasă de copiii lui? Ba da, îi pasă. Lui Iov i-a păsat. A făcut o avere așa de mare, 10 copii, ca când se vor căsători, să le dea la fiecare avere, să le dea, să își crească familiile lor. Dar nu e vorba în acest sens de grija lui pe plan material. El îl numesc un tată căruia îi pasă de copiii lui din cauza că el trece peste această graniță de a se gândi la material, de a se îngriji doar de lucruri materiale, de a le da să crească 1000 de vaci, 1000 de măgari sau cămile și apoi să le împartă. El nu se gândește doar la asta. El merge cu un pas mai înainte. El are 10 copii și se gândește. Acești 10 copii au îmbrățișat un obicei și au făcut un obicei. Să duc la petreceri. 10 copii, 7 băieți, 3 fete, nu se pot opri din a sărbători. Sunt bucuroși oamenii ăștia. Zice, dar și au ce mânca acolo la acele mese. Nu-mi pasă mie de ce mănâncă ei acolo. Au ce mânca. Nu mă îngrijesc dacă au sau nu. Mă îngrijește altceva, își spune Iov în inima lui. S-ar putea ca acolo, în procesul mâncării, în procesul bucuriei, să treacă și ei să meargă cu un pas mai înainte peste limită, din cauza bucuriei sau din cauza fericirii, să treacă mai departe. Și Iov presupune că s-ar putea unul din ei, unul din 10, doi din 10, sau chiar toți 10, să păcătuiască.
și să nu îl întristeze cumva pe Dumnezeu. Și Iov se gândește și spune, de fapt despre Iov, se spune în versetul 5, și după ce trețeau zilele de ospăț, asta înseamnă că erau la plural, sunt multe, nu știm numărul exact, dar e sigur mai mult decât două. După ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Sfințea? Ce înseamnă asta? Îi separa de păcat. Și ar putea prin la sfințire să se fie conectat cu ceva păcat, câteva conexii să fie făcut. Și el spunea, veniți la mine să vă sfințesc, să vă separ de păcat. Se sculadize dimineața și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au suprat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Ei aveau obiceiul să se adune la un loc? Iov zicea, ok, bun obicei, am eu obicei, este să vă sfințesc. Și de aceea spun, Iov este omul, este tatăl căruia îi pasă de copiii lui. O, dacă ar fi în societatea noastră, tați care să pasă în acest fel, în această cameră de copiii lor, ar fi copii care să asculte și să-și dea inclusiv viața pentru, nu doar pentru țară, pentru familia lor, pentru taților și ne rugăm pentru astfel de generație și mulțumim Domnului că în jurul cuvântului său putem cu ajutorul lui ridica, educa o astfel de generație cu frică de Dumnezeu. Amin. Haideți să mai lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, că cel merită. Vom mai lăuda pe Dumnezeu cu cântare. Acum doar o cântare, după cântarea comună, copiii vor lăuda pe Domnul, apoi orchestra va lăuda pe Domnul. Să-i spunem lui Dumnezeu, te adorăm în fericire, Domn, al gloriei cerești cel cu raza-ți de iubire, inimile ne încălzești. Al gloriei cerești
și popii farnicii dau slavă. Tot ce zâng cuvântă, zi și noapte cântă. Și jos în lume îi dau slavă. Când vibrări de sună, cer întreg răsună. Aleluia lui Iisus, amin. Noi avem aici cu noi în viață, pe mângâietorul care ne învață. Noi avem pe însuși Domnul slavă. Aș vrea să fiu ca tine, tata, curajos, în lucrul Domnului și acasă, circuincios, în orice împrejurare ca tine să fiu drept, printre îngăduință răbdătoare și înțelept. Amin. Amin. Spune-mi, cum pot să cresc frumos și din exemplu?
tata. Învață-mă din felul tău pe care îl văd în orice zi, cum să iubesc și eu familia și chiar dușmani de alfi. Da! Tu aperi casa și tot ce Dumnezeu ți-a dăruit. Cu mâini harnice slujesc pe toți ai tăi. Ajută-mă să fiu cinstit cu Evanghelia la pașii tăi. Amin! Dumnezeu ce toate prin cuvântul său la viață când el le-a chemat la locul lor s-au așezat. E Dumnezeu, e Dumnezeu ce toate prin cuvântul său la viață când el le-a chemat la locul lor s-au așezat. Dumnezeu ce toate prin cuvântul său la viață când el ne-a chemat la locul lor s-au așezat. E Dumnezeu, e Dumnezeu ce toate prin cuvântul său la viață când el ne-a chemat la locul lor s-au așezat. Și o viață sfântă vom trăi.
cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, voi fi cu El în raiul Său, dacă aici vom sluji și o viață sfântă vom trăi. Tata, atâtea calități Dumnezeu ți-a dat și tu ești vrednic de respect și ascultare, căci pentru noi ești o binecuvântare, de aceea îți spunem astăzi, Tata, te iubim! Vrem să semănăm cu tine pentru veci în cer să fim. Amin. Tata, noi mult îți datorăm pentru strădania ta de a fi pentru noi cum Dumnezeu ar vrea. De aceea, astăzi pe Domnul îl rugăm să te binecuvânteze, peste tine fața Lui să lumineze, sănătate și credință, ar mulți cu pocăință. Bunul Dumnezeu să-ți dea toată drag de ziua ta. Amin. Hristos, cu dragoste și avânt spre tot ce-i drept și sfânt, așa-ți dorim, așa de ziua ta. Mai drept, mai bun, mai sfânt,
ca și Hristos. Să pot cu drag vedea în ceruri fața sa. Așa dorim, așa, de ziua ta. Să pot cu drag vedea în ceruri fața sa. Așa dorim, așa, de ziua ta. Să merg mereu curat pe drum adevărat. Așa-ți dorim, așa, de ziua ta. Drag vedea în ceruri fața sa. Așa-ți dorim, așa, de ziua ta. Să poți cu drag vedea în ceruri fața sa. Așa-ți dorim, așa, de ziua ta.
ridicat numele Lui Dumnezeu pentru toate câte au fost până acum, prin cântarea copilor, prin mesajele neapărătate care a răsunat, prin cântarea instrumentelor, este o binecuvântare să fim expuși la un astfel de mesaj, mai ales în ziua taților, frații cu această ocazie au acumulat noi responsabilități, au auzit despre noi responsabilități pe care le-au de făcut ca și părinți prin poezire pe care le-am auzit, atâtea versuri, tată, vreau să fie așa, 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 mă rog ca să fie așa, 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 așteptările sunt mari, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne dă ajutor ca să, nu doar ca să împlinim aceste așteptări, ci să prin El, fiindcă ne dorește mult mai mult decât putem noi să gândim sau putem noi să cerem, El ne face rost de aceste lucruri și mă rog ca fiecare părinte în dreptul Lui să, prin ajutorul Lui Dumnezeu, să împlinească așteptările copiilor noștri și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Serviciile duminicale sunt la ora 10 dimineața, în fiecare duminică și după pauză începem serviciul de după masă. Astăzi este o excepție. Nu vom avea serviciul de după pauză, dar vom avea serviciul la ora 5. Vom avea în această duminică, serviciul va începe de seară la ora 5. Duminica viitoare vom reveni la cel normal la ora 10 dimineața și la apoi serviciul de după masă, după pauză. Astăzi va fi însă la ora 5 serviciul de după masă. Repetiția copiilor este și a orchestrei este vineri la ora 6:30. Lecția catehezei este la ora 5:30 în fiecare vineri. Aș vrea să ținem, să păstrăm astăzi pe tații în rugăciune. Știți foarte bine, tații sunt sub o presiune destul de mare, chiar dacă nu se vede acest lucru. Poate ați observat acest lucru, pentru cei care urmăresc ceea ce se întâmplă în afara bisericii, în societate, vor observa lucrul acesta. Dacă spui ceva despre negri, ești rasist. Dacă negri sau altcineva spun despre albi, e ceva normal. E ceva normal. Dacă bărbații spun ceva despre femei, sunt numiți sexist. Vorbești urât despre femei. Dacă femeile spun ceva despre bărbați, that's ok. You can trust them. Poți să vorbești despre cum vrei tu. Nu va fi niciun rezultat. Nu te va bully nimeni, nu te va spune nimic rău. Și bărbații sunt sub un oarecare atac. Acea bărbăție care s-a transmis din tată în fiu, din cauza că copiii noștri sunt expuși la un astfel de environment, nu știu cum să-i spun, împrejurări, devin domoli, devin copii care sunt timizi, care nu mai vor să își arate calitățile într-adevăr de un bărbat normal. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze națiunea noastră și în această zi, de azi a taților. Auzisem de undeva, trebuie să mă uit să găsesc anume care este țara sau orașul acela, dar cineva spunea că cele mai multe împușcături sunt anume în ziua, în acea țară, sunt cele mai multe împușcături, nu de altă zi decât în Father's Day. În Father's Day sunt cele mai multe omoruri ca și o manifestare și răutatea copiilor care au crescut fără tați și cât de mult înseamnă într-o familie să fie ambii părinți, un tată și o mamă. Și mă rog pentru cei care n-au avut parte de acest lucru, de acest minunat lucru de a avea și un tată și o mamă în familie. Dumnezeu să se îndure de Dumnezeu să fie tatăl lor. El poate fi numit tată. El poate să fie un tată mai bun decât un tată pământesc. Și mă rog ca la rândul lor ei să cunoască pe acest Dumnezeu care este bun și îndurător. Amin. Haideți acum în timpul unei cântări să ne închinăm și cu darele noastre de bună voie. În timpul unei cântări la pian ne vom închina cu darele de bună voie, apoi ne vom apropia de mesajul din această dimineață. Thank you.
when we all get together. Ce zi minunată va fi și mulțumim Lui Dumnezeu pentru noi. Nici nu ne putem imagina cât de minunată va fi acea zi și slavă Domnului că mintea noastră nu se ridică la acel nivel ca să înțeleagă cât de minunată va fi, altfel nu vom fi surprinși când vom ajunge acolo. Ne lăsăm să fim surprinși de El, știm că El va îndeplini față de noi ceva mult mai mult decât ne-am așteptat noi. Ne va întrece așteptările noastre și mulțumim Lui pentru aceasta. Aș vrea să ne ridicăm și să dăm citire unui pasaj din Noul Testament care, sunt sigur, la fel cum și eu l-am auzit foarte rar citindu-se în special în această zi de ziua taților, în Father's Day, și acest text îl găsim scris în Evanghelia lui Luca, capitolul 15. Vom da citire de la versetul 11 până la versetul 32. Vom citi întreg pasajul. Luca, capitolul 15, de la versetul 11 până la versetul 32. Text foarte bine cunoscut. Și acel text spune astfel de cuvinte. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, chiar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi vă zice, tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămintea în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselesc. Fiul cel mai tânăr era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe, ce este? Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul ce îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul ce îngrășat. Fiule, i-a răspuns tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Vă fiți ocupați locurile, frații și surori. Sfânta Scriptură poartă în sine o sumedenie de mame și tați exemplari a căror viață merită luată în considerare și merită copiată și aplicată în viața noastră. Anul acesta de ziua mamei, dacă vă aduceți aminte, am privit spre mama lui Moise, Iochebed, care a făcut tot ce a stat în puteri cu privire la copilul său ca să-și apere copilul ei de faraonul care a decretat să omoare orice copil de parte bărbătească. Desigur, sunt și tați exemplare în Sfânta Scriptură de la care putem învăța multe lucruri și cu ceva ani în urmă am privit la Avram, despre care Dumnezeu vorbea că Avram ar putea, ar fi în stare. Dumnezeu spune acest lucru și dacă spune Dumnezeu acest lucru, înseamnă că trebuie să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune despre Avram că Avram ar putea porunci fiilor săi și fiii săi vor asculta, nu se vor abate.
Trebuie să ai o autoritate ca să poți să poruncești fiilor tăi și fiii tăi după generații să fie tot cu Dumnezeu. Dumnezeu știa despre Avram. Avram e un exemplu bun. Merită implementat anumite lucruri în viața noastră. Nu toate. Noi toți avem lacune, noi toți avem căderi, dar sunt lucruri bune pe care le putem învăța din viața lui Avram. Cu ceva ani în urmă, dacă nu chiar cu un an sau doi în urmă, ne-am uitat la viața lui Noe, un alt om al lui Dumnezeu, un alt patriarh care trăia în vremuri în care încă nu se știa de ploaie, în care lumea încă era înainte de potop. Nici nu ne putem da seama. Încercăm să ne imaginăm cum era viața înainte de potop, dar nu va fi stare să ne dăm seama. Sunt atâtea teorii care explică viața dinainte de potop. O viață extraordinară. Noi am fost parte din acea generație prepotopică, ca să-i putem spune așa. Dar, pe cât de bun era, împrejurarea în care a fost pus el de Dumnezeu, trăia într-o împrejurare spirituală vorbind, decăzută la pământ. Și de ce spun că avem ce învăța de la acest Noe, e faptul că Noe reușește să-i duce 3 băieți. Doar gândiți-vă la aceasta. Nu 3 fete? Oameni spune, nici fetele nu sunt ușor de educat. Cine are fete și băieți știe despre ce vorbesc. Nu am băieți, de-aia încă nu pot să spun, dar am fost 4 băieți în familie și știu ce înseamnă asta. E greu cu băieții. Noi însă reușește să educe 3 băieți într-o lume stricată. Nu ne spune detalii despre cum a fost în stare noi să educe 3 băieți care să fie cu frica de Dumnezeu. Dar acești băieți au fost expuși zilnic de mai mult de 100 de ani cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ce făcea noi în fiecare zi? El predica în timp ce construia. Acești copii au fost expuși predicilor lui Noe și avem mult învățat și la Noe. Într-o lume ca a noastră, să fim în stare să educăm copiii noștri cu frica de Dumnezeu. Dar toate aceste exemple de mame și mai ales de tați își găsesc originea într-unul singur. Într-unul care este singur, veșnic și sfânt, Dumnezeu. Modelul nostru de tată, de părinte, este și ar trebui să fie Tatăl Ceresc. Ar trebui să fie Dumnezeu. Dragostea Lui pentru fiecare din noi, creaturile sale, poate fi văzută clar. Felul cum El ne iubește, felul cum își arată El dragostea față de noi. Mă întreb, fiindcă este vorba de tată, dar nu împiedicăm să se gândească și surorile. Cum tații își arată dragostea față de fiilor, față de fiicele lor? Cum își arată? Well, noi le cumpărăm bunuri materiale. Noi încercăm să le arătăm că îi iubim printr-o îmbrățișare, prin bunuri materiale. Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne iubește. Dar Dumnezeu merge iarăși cu un pas mai înainte. El spune, eu vă dau lucrurile de care aveți nevoie, dar eu vă dau ceea ce voi nici nu v-ați gândit că aveți nevoie de el. Și lucruri de care au oamenii nevoie cel mai mult, nu este o casă, nu este o mașină, nu este avere, nu este 2 copii, 3 copii sau 4 copii. Lucruri de care are nevoie fiecare om, din momentul când se naște și momentul când moare, în acest timp are nevoie de mântuire. Amin. Are nevoie să fie mântuit. Amin. Cum să stai? Cum să stai păcătos știind că într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeului neprihănit care va judeca fără părtinire? Și dacă Dumnezeu spune într-o zi fiecare va sta în fața mea și nu se va lăuda cu bunurile pe care le are? Bunul material fortece cu vederea, pentru că el va fi înaintea mea gol, sufletul lui, și îl voi judeca. Și el n-are nimic cu ce să se apere. Și el va sta în fața Dumnezeului neprihănit. Și dacă are omul nevoie de ceva care să poată sta în ziua judecății în fața lui Dumnezeu, este neprihănirea lui Dumnezeu. Amin. Și merge Dumnezeu cu un pas mai de și spune, eu sunt Tatăl cel mai exemplar, sau eu sunt Tatăl taților. Vă dau bunuri, dar vă arăt dragostea mea prin faptul că vă mântuiesc. Și mântuirea lui a fost o promisiune în vânt? Nu.
promisiunea lui s-a materializat. S-a materializat prin înfierea noastră, și anume prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în pocăință. Pirla aceasta care ne stă înainte scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu de Tată. Dacă până acum în anii trecuți ne-am mutat la persoane de Vechiul Testament sau din Noul Testament, aș vrea în acest an să privim la Cel ce este Tatăl nostru, la fel cum s-a spus și în această dimineață, Celui care într-adevăr atunci când este greu și nu mai avem Tată pe pământ, avem cum spune Ava. Și aceasta nu este pur și simplu un cuvânt tradus ca Tată în limba noastră. Eu, Tatăl meu, niciodată nu i-am putut să spun tăticule. Între noi era așa o distanță aproape oficială. N-am putut să trec de acea barieră să spun tăticule. Dumnezeu spune însă, eu sunt acolo sus, eu conduc întregul univers. Toate sunt în mâna mea, nimic nu iese din poruncile mele, dar mie tu poți să-mi spui tăticule. Ce onoare, frate și soră. Aș dori să privim la trăsăturile lui Dumnezeu, pentru că această întâmplare este o pildă. Este o pildă care vine în urma întrebării fariseilor și în urma întrebărilor sau căutărilor fariseilor și a cărturarelor, spunând despre Hristos că acesta mănâncă și primește, mănâncă și stă împreună cu păcătoși. Și pilda aceasta este efectul la faptului că Dumnezeu nu doar că primește pe păcătoși, nu doar vor sta la masă cu ei, ci Dumnezeu își arată dragostea față de ei. Și această pildă ne vorbește la ce măsură este gata Dumnezeu să accepte pe păcătoși, pe cei care nu merită să stea la masă. Și este vorba despre Tatăl. Și sigur, ne vom uita și vom scoate lecții cu privire la Tați din această pildă a fiului risipitor. Și prima lecție pe care am putea scoate din această pildă este următoare, și din nou v-am mai spus acest lucru și vreau să din nou să aduc aminte. Nu mi-e ușor să spun cuvântul trebuie. Pentru că de fiecare dată tatăl meu spunea, trebuie să facem asta. Și când spunea de trebuie, asta însemna că nu împreună trebuie să facem, ci eu trebuie să fac. În loc să fie lucru în echipă, el îmi spunea mie, ca individual, tu du-te și fă acest lucru. Dar totuși, aici este un cuvânt pe care trebuie să-l spun, și anume, tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie. Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie. Asta înseamnă că sunt tați care nu-și cunosc responsabilitățile în familie. Acesta este un lucru care tot mai puțin tați vor să-l admită de fapt și să trăiască acestui lucru plăcut pe care Dumnezeu l-a intenționat. Dumnezeu a dat responsabilități. Dacă a dat responsabilități, gândiți-vă chiar la cuvântul responsabilitate. Dacă îl împărțim în două, ce înseamnă? Abil de a da răspundere. Tu ești abil de a răspunde, eu sunt abil de a răspunde, nu suntem împreună responsabili. Tatăl din pilda aceasta putea, fraților, să reacționeze într-o altă formă pentru a media acest conflict. Însă ca un tată responsabil reacționează cu multă înțelepciune, în așa fel încât să-și arate, în loc de explozia, spus de mare față de fiul său, el își arată, de fapt, dragostea și compasiunea față de fiul său pentru a-l putea mai târziu cumva recupera. Scopul educației, scopul reacției tatălui acesta nu a fost cu scopul de a-l lega de scaun, ci cu gândul de a-l recupera. Dacă se poate acum, recuperez acum. Dacă s-ar putea mai târziu, cu orice chip, orice reacția mea la cuvintele lui care m-au durut, vreau să fie reacția mea o reacție care să înțeleagă că eu sunt gata să-l accept înapoi. Ne putem da seama din textul citit că vârsta acestui copil nu mai era o vârstă în care să poată fi disciplinat cu nuiaua. Și aici tatăl lucrează cu înțelepciune. Și nu aplică nuiaua, nici nu se pierde cu firea, să-l dea pe ușa afară. Cu toate că era foarte îndreptățit să o facă. Era foarte îndreptățit să o facă, deoarece nu murise el, tatăl. Și fiul îndrăznește fără rușine să vină la tatăl său și să-i spune, dă-mi averea care mi se cuvine.
mergem un pas mai înainte. Fiindcă acest tată e așa de bun. E așa de bun. Dar cum am spus, reacția lui n-a fost una explozivă. Să-l atace cu cuvinte, să ia varga, să dea pe el într-o parte și în altă. Nu, nu, nu. Și observați, din text ne putem da seama cât de mult îl iubea tatăl pe acest fiu. Versetul 2. Cum începe versetul 2? Nu după versetul 13, pardon. Ce iertare. Nu după, adică a fost un oarecare timp. S-ar putea fiul să-i fi spus luni. Tatăl, dă-mi averea, dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Tatăl trebuia să ducă la bancă, să împartă sau să schimbe lucrurile și el aștepta averea. El aștepta averea mâncând, stând la masă, dormind, toate lucrurile, tot confortul, avându-l din casa tatălui său, care i-a cu luni spuse, dă-mi averea care mi se cuvinte. Și el a stat și a așteptat că tatăl său i-a schimbat în bani averea și poate sâmbătă i-o fi dat o averea. Dar în tot acest timp, el a încă a avut posibilitatea sigură din dragostea tatălui său și să spună, măi, prostuți, nu-mi fac lucrul ăsta. Și l-a stat în casa tatălui său și spune, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară de părtare. Puteți să vă dați, tatăl putea să spună, hei, cum îți permiți așa ceva? Cum îți permiți? Ia-ți de seacă și afară, așteaptă când îți dau acolo averea. În casa mea cu piciorul în calci. Dragostea lui a fost una, o responsabilitate care a arătat-o. O judecată înțeleaptă, frații și sorori. Responsabilitatea tatălui într-o familie constă în a judeca lucrurile înțelept. Responsabilitatea tatălui în familie este de a judeca lucrurile înțelept. Versetul 12, haideți să citim, spune, cel mai tânăr din el a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și observați cum judecă tatăl și tatăl le-a împărțit averea. În partea a doua versetului, de la punct, partea a doua versetului, este acel exemplu de judecată înțeleaptă. S-ar putea ca cineva să protesteze împotriva acțiunii tatălui și să spună că a fost prea moale. Hei, ascultă-te piticul ăsta. Nu te supune la tot ce vrea el. Nu, 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 tatăl spune, nu, vrei lucrul ăsta? Eu ți-l dau. Și judecata lui este una corectă. Mulți ar putea să protesteze. S-ar putea și ascultătorii acestei pilde să fi spus, Doamne, cum ai permis în pilda ta să spui că tatăl său le-a dat? Nu, nu, tatăl său a fost un om responsabil. Cei ce astăzi, puțin tați, vor să aplice responsabilitate, să judece corect. Noi mai degrabă sărim și explodăm, ieșim din țăndări, aruncăm. Nu, 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 nu vorbesc de oameni din biserică, vortați, sunt multe alte exemple care să vedeți exemple ca și acestea. În situații din astea, când au rezultat diferit decât acest om, ai tot dreptul. Dar a judecat folosindu-se de înțelepciune, de emoție acest tată. Versetul 28, deja privind al doilea fiu, după ce primul fiu pleacă și își cheltuie toată averea, versetul 28, din nou vedem o reacție la care tatăl trebuie să asiste și din nou trebuie să își aplice responsabilitatea sa. Versetul 28 spune, el s-a întărâtat de mânie, este vorba despre fiul mare, care venea de la ogor, nu voia să intre în casă. Care este partea a doua a versetului? Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Putea să spune robilor săi, luați-l în brațe, aduceți-mi la cei să vorbesc cu el. Sau spuneți-i că ne întâlnim în office, să vorbim cu el lucrul ăsta. Mie să nu-mi strice toată petrecerea asta. Fiul meu era mort, fiul meu era pierdut. Să-mi strice el acum banchetul, după ce am pus degetul, inelul în deget, încălțăminte nouă, o haină nouă? Să mă supune fiul meu, judecăție fiul meu? Nici nu vreau să-l văd. Putea să facă reacția asta. Ce face acest tată? O, din nou am fi spus, e prea moale tatăl ăsta. Iese la el afară? Iese la el afară acest tată și discută cu el și îl roagă să intre? Ema, n-ai putere de a porunci. Dar acest om nu e moale.
acest om e echilibrat, acest om judecă, el își îndeplinește responsabilitatea de tată. El nu acționează ca un despot care poruncește să vină înăuntru? Mai degrabă, el vine la cel care stă afară plin de mânie și prin acțiunea pe care o manifestă, el arată judecată înțeleaptă, el practic își ia responsabilitatea asupra lui. Fraților, este ușor să spunem, mai greu de aplicat, dar indiferent de circumstanțele cu care se confruntă un tată, el nu trebuie să acționeze sub impulsul mâniei, ci să țină cont de înțelepciunea dată de Dumnezeu. Acest lucru din nou, s-ar putea să spună, oh, da, frate, doar tu ești cel care predică, pe tine cam nu te bea agață acest lucru. Nu, fraților, dacă eu predic acest lucru, asta nu înseamnă că la mine nu se referă. Eu tot sunt în această situație. Știți de câte ori, în procesul educației, a trebuit după educație să mă duc la cuvânt și să spun, auleu, ce-am făcut? Este ușor să spunem acest lucru, mai greu de acționat. Dar indiferent, aceasta este și pentru mine o lecție, indiferent de circumstanțele, cât de mare este boroboața care a făcut-o, cât de mare este reproșul copilului cu care se confruntă un dată sau care îi aduce datului. Eu vorbesc despre mine, deci eu nu vorbesc despre tați la general. Eu trebuie să acționez nu sub impulsul mâniei, ci să țin cont de înțelepciunea dată de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în cuvântul său, a dat rezolvare, a dat soluție. Iată cum cuvântul lui Dumnezeu sfătuiește și învață pe părinți. Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Adică ce vreau să spun acest verset este ca să ne creștem copiii folosind învățătura din Biblie. Să ne creștem copiii folosind nu învățăturile noastre, dar noi le vom primi de la moși, de la părinți, de la tați, de la bunei, dar principal, sursa de unde să ne scoatem învățătură pentru a educa copiii, normal, după învățătura lui Dumnezeu, a trebuit să fie de aici. Un alt text, care sună la fel, Coloseni 3:21, părinților, și așa cred că intră și surore, dar textul inițial arată cu degetul spre tați, părinților, nu întărtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Frații și surori, vorbind despre nădejde, nădejdea este un element din viața copilului care este foarte fragil. Foarte fragil. Gândiți-vă doar la câte nădejdi a oamenilor care s-au pocăit și au fost botezați, au fost tărâmate. Nădejdi. Noi toți avem nădejdi. Noi toți trăim cu nădejdea revederii cu cei care au plecat la Domnul, nădejdea revederii cu însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Noi trăim cu nădejdea. Nădejdea din noi este, ea are o bază puternică. Din cauza că Dumnezeu a lucrat prin cuvântul său la inima noastră și această nădejde nu se clatină. Dar copiii noștri, până al cunoaște pe Iisus Hristos, să aibă o nădejde care nu se clatină, ei trăiesc la fel cu nădejde. Dar nădejdele lor încă nu au o bază care să spunem, a, tu ai nădejdea asta? Nu se clatină chiar dacă eu îți spun asta, asta sau asta. Nădejdea lor este alta decât a noastră, decât a celor pocăiți. Nădejdea lor este una fragilă. Pe baxă uneori, pe cutiile care vin la Amazon și dacă ai luat o vază sau ai ceva de sticlă în acea cutie sau ai comandat, pe acea cutie va scrie handle with care. Poartă-te cu grijă. Înăuntru sunt fragili, sunt lucruri fragile. Cam la fel ar trebui să fie, sau ochii mei, ochii noștri, în special a taților, să vadă pe copiii noștri scris un astfel de emblemă, handle with care, fragile, sunt fragili. Și asta, nu atât din partea femeilor este spus către copii, cât din partea taților către copii. Tații sunt mult mai aproape de a distruge nădejdea copiilor. Serios. Tații sunt foarte apropiați de a distruge nădejdea copiilor. Nu întărătați pe copiii voștri. De ce? Fiindcă întărătarea aceasta aduce și are un efect distrugător. Cineva spunea asupra acestui pasaj, sub provocarea continuă, o persoană tânără
poate să se descurajeze în încercările ei de a obține biruința asupra slăbiciunilor lui și poate să renunțe cu totul la viața de creștin. Se poate ca intențiile datorului să fi fost bune, dar metoda lui greșită de a-l aduce pe copil la desăvârșire produce un rezultat dezastruos. De ce ai să spun? Fiecare cuvânt, fiecare copil este unic. Noi asta învățăm pe copiii noștri. Ești unic. Tu nu seamănă nici cu tare, nici cu gutare, nici cu tare. Tu ești unic. Dar noi ce facem? Noi aplicăm educația care am auzit de la ceva față de alt copil, la copilul nostru care este unic. Pe când aici este învățătură pentru copilul nostru unic. Ca să încerci, ca să poți educa, tații trebuie să se îmbrace cu această haină a responsabilității. Un alt lucru despre responsabilitate, responsabilitatea tatălui este aceasta. Responsabilitatea tatălui într-o familie este în a se implica în educația copiilor, în a se implica în educația copiilor. Toți care suntem aici vom fi de acord cu această afirmație. De ce nu? Cum să nu particip la educarea copilului meu? Nu, prin însă neparticiparea la educarea copilului meu, mi-arăt prin asta sau i-arăt prin asta că nu iubesc. De ce nu? De ce nu m-aș implica? Ne-am întrebat. Dar vedeți voi, frați și surori, în ultimele decenii, într-un fel, în loc biserica să cizeleze lumea și să răspândească valorile iudeo-creștine, lumea seculară mai degrabă a propagat valorile ei, în special în familie. Un exemplu este prin abstinența tatălui în educarea copiilor. Una din valori seculare care se propagă în familie. Tatăl să se abține de la educarea copiilor. Motivul? Toxic masculinity. Sau masculinitatea toxică. Asta este motivul. Tații să nu se implice prea mult în viața copiilor, pentru că când sunt educați, cresc niște copii sălbatici, homofobi, care încearcă să bată fetele care sunt neascultători de societate, sunt bully. Tații să nu se implice în educarea copiilor și tații cumva să supună acestui trend și să retrag din educația copiilor responsabilitățile de mai sus. Vreau să vă spun că dacă un copil în a cărui viață s-au implicat ambii părinți, iar în viața băiatului tata, n-are cum acel băiat să devină sau să fie, să aibă masculinitate toxică. N-are cum. N-are cum. N-are cum. Dacă un tată s-a implicat cu adevărat în viața unui copil și a crescut într-o familie unde ambii părinți au fost pentru educarea copilor după valorile biblice, n-are cum acel copil să fie toxic, să fie cu o masculinitate toxică. Masculinitatea toxică mai degrabă se manifestă în viața acelor băieți în care tatăl a fost absent. În viața copiilor în care tatăl a fost absent, sunt bolnavi de masculinitate toxică. Și lumea suferă nu din cauza masculinității toxice. Acesta este efectul. Masculinitatea toxică este efectul la ceva. Noi nu tratăm ce a cauzat masculinitatea toxică. Noi mergem și încercăm să oprim masculinitatea toxică în sine. Anul trecut, anul acesta, auziți de we want to go to the root cause. Vrem să rezolvăm în societate rădăcina problemei. Well, de ce nu mergem în masculinitatea toxică la rădăcina problemei? Noi atacăm și cumva vrem să spunem, masculinitatea toxică vine la bărbații care s-au implicat prea mult în viața copiilor lor, să-i oprim pe ei. No. Masculinitatea toxică este în majoritatea băieților care au crescut fără tați în familie. Fără tați. Sau ambii părinți. Ambii părinți. Mai degrabă, cauza lipsei unui tată în familie și implicarea unui tată în familie a produs ceea ce astăzi numim
masculinitate toxică. Ascultă ce spune acest verset. Și veți observa aici cum tatăl său, acestui băiat care a plecat de acasă, și-a luat avere și a plecat de acasă, veți observa cum acest băiat, putem citi printre rânduri, putem deduce acest lucru, cum tatăl său s-a implicat personal în a-l educa, de a avea frică, cel puțin de Dumnezeu. Versetele 18 și 19. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Fraților, prin educația ce i s-a dat acestui copil, el și-a dat seama că s-a împotrivit la ceea ce a fost învățat, atât cu privire la comportamentul său față de tatăl, dar cât și față de Dumnezeu. De aici ne putem da seama cât de mult s-a implicat tatăl său în educația lui, în a le face cunoscută voia lui Dumnezeu. Copilul meu drag, s-ar putea să fi spus când era copil, dacă tu păcătești împotriva mea, nu te teme că doar ai păcătuit împotriva mea, cu ce faptă de-a ta este dublă. Este față de mine, dar față de tatăl taților, față de Dumnezeu. Și acest tânăr a prins această idee și a spus: eu nu doar în fața lui tata am păcătuit când i-am spus dă-mi avere care mi se cuvine, eu și în fața tatălui ceresc am păcătuit. De aceea el spune, fiindcă am păcătuit împotriva ta și împotriva lui Dumnezeu. Acest copil care și-a pierdut averea prin chefuri cu prietenii săi știa despre Dumnezeu de la nimeni altul, decât de la tatăl său, în a cărui viață s-a implicat cu devotament, Noi știm aceste versete și de ce le aplicăm. Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni. Credem acest verset? Amin. Credem. Nu se va bate de la calea. Nu se va bate de la ea, de la calea pe care l-a învățat-o. Nu. Nu l-a indoctrinat. L-a învățat. Învață. Nu îndoctrinează. Învățare. E diferit decât îndoctrinare. În învățare îi permiți copilului să te mai și întrebe. Îndoctrinare, nu, acolo e tocăneal. Tu înveți și eu îți spun, tu memorezi ca pe o poezie. Nu, în învățare copilul mai și întreabă. De ce trebuie să fac asta? Și din cauza că noi suntem așa de puțin timp avem, uneori nu avem timp să le răspundem la întrebările lor. Ei au multe întrebări. Iosua ajunge la momentul când trebuie să declare poporului că trebuie să aleagă la un anumit punct cui vor să slujească. El le-a spus opțiunile, le-a pus opțiunile în față. Dar el le-a spus care va fi decizia cu privire la el, decizia pe care a luat-o el și cu familia lui. Și ascultați ce spune el în Iosua, capitolul 24, versetul 15. Și dacă nu găsiți cu cale ca să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Trebuie să spune despre sine. Mie nu-mi pasă cui alegeți voi. Eu nu știu cum vor crește copiii voștri, eu vreau să știu cum vor crește copiii mei, cât despre mine, eu și casa mea. Și observați de aceea Dumnezeu îi spune față de Avram, eu sunt sigur, Avram va fi în stare să poruncească fiilor lui și fiii lui vor asculta. Eu să o spune că despre mine, eu și casa mea, nimeni. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu voi stărui, eu voi lua această responsabilitate să învăț pe casa mea despre Dumnezeu, voi pune timp deoparte ca să învăț pe casa mea despre Dumnezeu și să slujim pe El. Amen. Sigur, Iosua a fost implicat în viața copiilor lui ca ei să învețe și să cunoască. Să-L cunoască pe Dumnezeu, apoi să slujească pe Dumnezeu. Frații și surori, acestea sunt responsabilități. Știam că nu vom termina în această dimineață, fiindcă este o zi pe an față de tatăl și vom continua la serviciul de seară acest minunat subiect al responsabilității tatălui. Tații au nevoie să fie responsabili. Știu, avem nevoie, avem atâtea responsabilități de a duce până pe masă, de a îngriji de familie, de a apăra familia,
Dar acest lucru este mai important, frate și soră, fiindcă noi nu, nu creștem un pom din care apoi să mâncăm fructe anumite. Noi creștem oameni, oameni pentru veșnicii, oameni pentru veșnicii, oameni care într-o zi vor sta în fața lui Dumnezeu și s-ar putea, nu știu, cineva din copii să se îndrăznească și să spună: tatăl meu nu mi-a spus nimic. Tatăl meu nu m-a învățat cu privire la asta. Am crescut fără tatăl. Tații au responsabilitate. Amin. Dumnezeu ne spune: nu aplica față de copilul tău soli doar lucruri pe care le-ai auzit de la tatăl tău, de la bunicii tăi și așa mai departe. Aici este sursa. Amin. Aici este sursa pentru copilul tău și se potrivește cel mai bine. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca și tați să ne îmbrăcăm cu această haină a responsabilității. Amin. Suntem în stare să răspundem de ce suntem și responsabili în fața lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu mulțumire la sfârșitul serviciului din această dimineață. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim așa de mult pentru o zi pe care ai adăugat-o la viața noastră, să mărim numele Tău, să înălțăm numele Tău, să binecuvântăm numele Tău pentru dragostea Ta cea nespus de mare pe care Tu ți-ai arătat-o de-a lungul săptămânii, în orice moment al vieții noastre, atunci când dimineața ne-am sculat, am plecat la lucru și seara când ne-am întors de la lucru spre casă, din nou ne-am revăzut cu familia, în tot acel timp Tu ai fost cu noi, chiar atunci când nu ne-am dat seama despre acest lucru. Vreau să spunem un sincer mulțumesc pentru bunătatea Ta, un sincer mulțumesc pentru dragostea Ta pe care am văzut-o, dar din cauza grabei, din cauza altor lucruri din agenda noastră, n-am putut atunci să ne oprim să-Ți mulțumim. Vrem acum să-Ți spunem un sincer mulțumesc. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru tații noștri, mulțumim. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru învățăturile lor, îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru exemplele lor, îți mulțumim, Doamne Iisuse, că pe unii i-ai mântuit, i-ai adus la cunoștința adevărului, la inima altora, Tu lucrezi în continuare și ne rugăm pentru acei tați care încă nu cunosc numele Tău, nu cunosc puterea Ta, puterea mântuirii. Doamne Iisuse, te rog ca Tu să lucrezi, îndură-Te de ei și lucrează la inimile lor. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul de a fi Tată, îți mulțumim, Doamne, că la timpul potrivit Tu ne-ai adus în acest nume minunat de a fi chemați tați. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru soțiile noastre. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru copiii noștri. Mulțumim. Ne rugăm pentru ei ca Tu să Te revelezi lor. Amin. Dacă este voia Ta prin viața noastră, fă acest lucru. Amin. Să cunoască ei prin viața noastră, dar aici găsim responsabilitatea asupra noastră. Trebuie să învățăm după cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să luăm acel plug în mână și să nu ne uităm la cei ce lumea șoptește sau lumea strigă și răhnește către noi, că n-ar trebui să educăm copiii sau fetele noastre așa cum Biblia ne spune, ci din potrivă ajută-ne să aplicăm valorile Tale, valorile Dumnezeului adevărat, Dumnezeului viu, fiindcă într-o zi noi nu vom sta în fața judecătorului acestei țări sau acestei societăți. Noi vom sta în fața acelui care a creat cerul și pământul și care a creat fiecare suflet în parte și l-a pus în fiecare trup creat de El. Ajută, Doamne Iisuse, să trăim cu această idee în mintea noastră, să mergem și să ne ducem copiii noștri la o apropiere de Tine. Ajută-ne la aceasta. Îți mulțumim că Tu vei lucra la inimile noastre, la inimile taților și la inimile mamelor și în special la inimile copiilor noștri. Că își cerem acest lucru numele drag și scump al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze, frați și surori. Amin. Și ne întâlnim din nou la casa Domnului la ora 5. Până atunci, apropiați-vă de Dumnezeu, slujiți-L pe Dumnezeu. Amin. Și El s-a apropiat de voi. Amin. Amin.